În ultimele 24 de ore, oamenii au fost luați la bani mărunți de către polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean din Mehedinți, care au continuat activitățile de prevenire și de verificare a modului de respectare a normelor legale în vigoare. Polițiștii și reprezentanții instituțiilor cu atribuții de control au desfășurat activități de verificare privind respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, scopul vizat fiind prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Polițiștii mehedinteni au continuat acțiunile de verificare cu privire la modul în care sunt respectate măsurile impuse de autorități în contextul epidemiologic actual. Astfel, în ultimele 24 de ore au fost controlate peste 1400 de persoane și verificate peste 50 de societăți comerciale. Au fost aplicate 51 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 21.000 de lei. În trafic au fost controlate peste 200 de autovehicule de transport persoane. Recomandăm cetățenilor să poarte masca de protecție, să nu se expună la riscuri și să păstreze distanțarea fizică. Astfel, în cadrul acestor acțiuni au fost derulate activități de verificare atât în mediul urban cât și rural, fiind verificate 1400 de persoane și controlate peste 50 de societăți comerciale. Au fost aplicate 51 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală în valoare de 21.000 de lei.